În anii studenției mele, 1961-1966, această clădire istorică nu avea imaginea pe care o are astăzi și nu reprezenta ceea ce reprezentați odinioară și ce reprezintă astăzi. Ea rămânea o clădire monumentală care aducea o mărturie a unui Iași vechi și glorios, a unui punct istoric vibrant care a fost Piața Unirii, dar clădirea aceasta depostea atunci primărând sediul întreprinderii de alimentație publică, a trustului de alimentație publică TAPL. Mi se pare că era și o întreprindere de legume fructe care își avea sediu aici. Am urcat în clădirea aceasta ca tânăr jurnalist de radio în anii aceia, după terminarea facultății, și impresia a fost cam sumbră. Scările care duceau la etaj îți dădeau senzația aproape că se prăbușesc. Sigur, nu era așa, dar scârțitul lor sinistru te ducea cu gândul la o posibilă cădere în gol. Dar tot în acei ani, discutând cu poetul George Lesnea, care era o memorie vie a acestei așezări, a vârstelor trecute ale orașului, el îmi povestea despre locul acesta, despre Hotelul Traian, ca locul predilect în care venea Mihail Sadoveanu și lua parte la partide de șah în această clădire. În 1977, însă, după cutremurul din 4 martie, s-a luat hotărârea de către autoritățile locale. Cel care conducea, care era liderul suprem al autorităților locale, era Ion Iliescu, primul președinte post-decembrist al României. S-a luat hotărârea ca unele dintre aceste clădiri istorice să-și recapete destinația inițială. S-a profitat, cred, și de niște bani care au fost alocați pentru înlăturarea daunelor, pagubelor suferite ca urmare a cutremurului. Și atunci Hotelul Traian și-a recăpătat rostul de odinioară și înfățișarea sa a devenit mult mai atrăgătoare, apropiată, cred eu, de ceea ce a fost inițial, pentru că cei care au reconstruit hotelul, arhitecții de la Institutul de Proiectări din Iași, au apelat cu siguranță la arhive și, între altele, au și scos la vedere structura metalică care a fost comandată în Franța la firma celebrului constructor de structuri metalice care a fost Eiffel, cel care a conceput și construit și fabricat și turnul care a devenit emblema Parisului și turnul care îi poartă numele. S-a deschis atunci Hotelul Traian, era un hotel de lux, și restaurantul Traian, care era într-adevăr cel mai faimos restaurant al Iașului în perioada respectivă. Avea și un salon alb unde aveau loc recepții și unde mi-aduc aminte am participat și eu la o recepție dată în onoarea unor jurnaliști, a unei delegații de ziariști din China, condusă de redactorul șef adjunct a marelui ziar chinez, Zhenming Jibao, care era organul Partidului Comunist Chinez. Se întâmpla asta imediat după moartea lui Mao Zedong și după începutul de schimbare care avea loc în China, în acele momente timid, sub conducerea lui Hua Guofeng. La acea recepție a luat parte și Ion Iliescu, care a avut un dialog deschis, fără prejudecăți, privind ceea ce se întâmpla în China și un dialog în care se confruntau impresiile celor care veneau mărturiile lor din China și impresiile lui Ion Iliescu, care vizitase în calitate de demnitar al regimului comunist Republica Populară Chineză.